mesajele. Mergem mai departe către un subiect extrem de important în aceste zile. Simulările pentru examenele naționale se vor da în această lună plină de restricții și de îngrijorări referitoare la pandemie. Primii care intră în febra examinărilor sunt elevii de clasa a 12-a, apoi cei de clasa a 8-a, care se pregătesc pentru evaluarea națională. Și o să vedeți ce date importante vin de la World Vision România în cronologia acestui an extrem de greu de pandemie. Ni se alătură ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, și vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru acest lucru, pentru că sunt alte două subiecte importante pentru care aș dori punctul dumneavoastră de vedere: refuzul profesorilor din Arad de a se vaccina cu serul AstraZeneca și, de asemenea, cum afectează sistemul de învățământ refuzul cumulului pensiei cu salariul. Prima dată vă întreb însă despre această situație a elevilor, domnule ministru. Ar fi trebuit să se țină și evaluări pentru clasa 7-a, de exemplu? Având în vedere faptul că astăzi, chiar astăzi, avem un an de la declanșarea crizei, care a generat predarea online pe parcursul aproape întregului an care s-a scurs, evaluările sunt extrem de importante. Vă mulțumesc foarte mult pentru precizare. Da, simulările vor fi permise cu prezență fizică începând cu data de 22 martie, respectiv 29 martie, pentru examenele naționale. Apoi sunt permise de asemenea cu prezență fizică evaluările pentru elevii claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a. Ministerul Educației a ținut foarte mult la aceste evaluări, care ne arată unde ne aflăm după un an de predare online. Exact. Dacă nu vom avea aceste evaluări, nu vom ști care este realitatea din sistem, nu vom ști cât de mult au pierdut, pentru că este clar, elevii, din păcate, au pierdut foarte mult pe baza predării online. Evaluările la clasa a 2-a sunt cele care urmează după simulările pentru examene naționale, începând cu data de 20 aprilie. Apoi, elevii de clasa a 6-a vor începe în data de 12 mai evaluările, iar elevii de clasa a 4-a vor începe în data de 18 mai. Asta este calendarul după care se vor derula toate aceste evaluări și simulări, care, repet, sunt permise cu prezență fizică pe baza Ordinului Comun, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății. De asemenea, de fiecare dată precizez și mulțumesc pentru oportunitate, este esențială prezența la orele de recuperare, ore remediale, care sunt permise de asemenea cu prezență fizică. Sunt deschise oricărui elev de la clasa 1-a până la clasa 12-a, în orice școală, indiferent de scenariul în care funcționează școala. Doar că se înscriseseră foarte puțin, domnule ministru. S-a remediat această situație, apropo de remediale? Nu, erau la finalul săptămânii trecute înscriși un număr de 225.000 de elevi, 75.000 de elevi de învățământ primar, 60.000 de elevi de învățământ gimnazial și 90.000 de elevi din învățământul liceal. Ministerul Educației a emis un ordin prin care se desfințează, practic, termenul limită de înscriere, termen care a fost depășit, și se lasă deschis întreg procesul de înscriere pentru toți aceia care au suferit pierderi pe parcursul perioadei de predare online. Deci este un proces deschis care se va derula întreg semestrul 2. Domnule ministru, făceam trimitere la acest studiu publicat de World Vision România. Ca rezultat al acestei situații, cu elevi în număr foarte mare, 40% din elevii din mediile defavorizate care au pierdut 24 de săptămâni de școală, cel mult 70% dintre elevii de clasa 8-a din cele mai vulnerabile comunități din mediul rural au participat la evaluarea națională. Jumătate dintre elevii care au participat la examen de evaluare națională au obținut note sub 5 la matematică, de exemplu. Aceasta e poza acestei cronologii pentru un an. Am vrut să o punctez pentru a pune față în față cu insistențele dumneavoastră ca aceste ore remediale să se facă și aceste simulări să se țină în prezență fizică. Mai departe, vreau să vă întreb... Suntem pe aceeași lungime de undă. Datele prezentate în studiul World Vision sunt foarte corecte, în egală măsură corecte și îngrijorătoare. Tocmai de aceea este nevoie de aceste ore de recuperare. Dacă ar fi fost posibil, am fi organizat și pentru alte clase aceste evaluări, însă ați văzut, pentru evaluări e nevoie de prezență fizică. Prezența fizică se acordă printr-un ordin comun, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății.